Aș vrea să avem așa o cercetare de sine. Nu vreau neapărat să țin o predică din punct de vedere tehnic. M-am tot gândit zilele acestea, săptămânile acestea, la câteva lucruri legate de credință. Că noi tot vorbim despre credință, despre slujirea lui Dumnezeu, despre biserică, despre lucruri mari. Și îmi dau seama că dacă dăm cojile ca la ceapă, știți, câte una, la sfârșit nu prea mai rămâi cu nimic. Dacă mai pui câte o întrebare, dacă mai dai la o parte o prejudecată sau o definiție din asta pompoasă, când tragi linie, îți dai seama că nu prea îți mai rămâne mare lucru acolo. Și așa este și cu credința. Noi putem să zicem că avem credință, avem credință. Ce este de fapt credința? Pe ce se bazează credința noastră? În momentele următoare aș vrea să citesc un pasaj din Evanghelia după Luca, de la capitolul 18, unde Domnul Iisus Hristos spune o pildă total atipică și tulburătoare, în care o femeie săracă, o văduvă, îi cere dreptate unui tiran corupt sau unui judecător corupt. Și zice așa: Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis: într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea: fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis: măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat: auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei. Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Aș începe cu finalul. Credeți că este întâmplătoare această întrebare retorică a Domnului Iisus Hristos? S-a gândit și el să pun așa, ca la teatru, o întrebare mai dramatică și să dea bine la public? Eu nu cred. Cred că această întrebare reflectă o realitate care se va adânci din ce în ce mai mult pe măsură ce ne apropiem de venirea Domnului Iisus Hristos. Și că oamenii, deși și noi, da, să nu vorbim despre alții, cu cât afirmăm mai mult că avem credință, de fapt nu avem credință. Este cât se poate de paradoxal și ciudat. Și folosește un exemplu foarte interesant în care femeia aceasta își pune încrederea într-un om nedrept, corupt și atâta insistă la el până când îi se face dreptate. Și Dumnezeu oarecum este gelos aici. Mă, dacă există oameni în lumea asta care își pun încrederea în niște oameni corupți și nelegiuiți, care până la urmă, din cauza insistențelor, le fac dreptate, de ce n-aș avea și eu niște credincioși care să stea, să stăruie de mine, care sunt judecătorul cel drept? Citeam odată o întâmplare despre un om care s-a gândit în vremea comunismului să-i scrie tovarășului Stalin, să-i facă dreptate, tot așa într-o situație în care fusese nedreptățit. Și știți că Stalin nu era un om empatic, un om afectiv, asta a dat cel mai mare criminal din istorie. Zeci de milioane de oameni să fie înfometați și să moară în gulag acolo și să fie omorâți. Nu îi păsa, crime în serie. Nu, ce valoarea unui om. Chiar el zicea că dacă sunt unul, doi, e dramă. Dacă sunt mai mulți, deja sunt statistici. Da? Deci nu mai discuta. Nu conta valoarea unui om. Însă tovarășul Stalin, în momentul când a citit scrisoarea, a fost mișcat de ea, pentru că omul acesta s-a gândit
Să aibă încredere în el că este singurul care poate să-i rezolve problema. Și ce credeți? I-a rezolvat-o? Da. De ce? Pentru că a zis, bă, dacă omul ăsta a avut încredere în mine și mi-a dat atâta credit, nu pot să-l dezamăgesc. El, Stalin, ceva de genul ăsta, era și judecătorul. Nu nedrept, care sucea tot timpul căile dreptății, o văd, bă, nici nu primești pagă de la ea nimica, nici bani, nici n-am. Ce să câștig eu de la femeia asta? Dar pentru că mă tot bate la cap și de nenumărate ori vine la mine, am să-i fac dreptate. Și Dumnezeu oarecum este supărat că el fiind judecătorul cel drept, noi nu suntem atât de stăruitori la el, așa cum sunt unii stăruitori la oameni nedrepți. Când vorbim de credință și credințe, noi de multe ori vorbim comparativ. Ori comparativ cu alte biserici, ori comparativ cu alții. Eu nu sunt ca ceilalți, eu sunt mai bun un pic. Ceilalți sunt greșit, eu sunt pe calea adevărului. Eu sunt în biserica adevărată, dar retorica nu se duce aici argumentarea. Și Iisus Hristos spune că această credință trebuie să se bazeze pe mine, care am încredere în El. Și atât. Restul sunt decor, sunt detalii, sunt... Iisus nu introduce nimic în această ecuație, ci doar legătura pe care noi o avem cu El. În raport cu Dumnezeu, câți dintre noi mai simțim că depindem total de Dumnezeu sau că doar Dumnezeu ne poate rezolva problemele? Alergăm încoace și încolo, în toate direcțiile, la toate pilele, la toate relațiile, la toată influența noastră și în cele din urmă, dacă se întâmplă să eșueze toate, ne gândim, stai, la Dumnezeu n-am încercat. Hai să văd și eu. O fi sau nu o fi? Însă femeia aceasta, observați, s-a legat de cineva nedrept ca să-i facă dreptate. Și zice Dumnezeu în necuvinte, oare de ce nu v-ați legat de mine așa cum vă legați de ceilalți oameni? Credința are de-a face cu noi în legătură cu Dumnezeu. Apoi o altă imagine pe care aș vrea să o duc în puzzle-ul acesta are de-a face cu credința în ceea ce nu se vede. Noi am făcut atât de materialistă credința încât deja și știm cum arată Noul Ierusalim. Știm cum arată porțile, știm cum arată străzile, știm când Dumnezeu închide harul, știm când Dumnezeu face tot. Mi-aduc aminte că eram într-o biserică, chiar sâmbătă am fost într-o biserică și mă întreabă, frate, ce mai e în materie de profeții? Ce se mai întâmplă? La care mă zic, soră, nu știu. Păi cum, dumneavoastră, nu știți? Păi nu. Păi da, nu știți că ascultăm și vedem și zic, ascultați și vedeți. Că suntem acolo, zic, cum fi, nu știu. La care încurcată, dar de ce vorbiți așa? Păi zic, pentru că nu sunt Dumnezeu. Dumnezeu știe când va face anumite lucruri, când le va împlini, cât mai este. Păi nu știu. Păi ca acum n-a fost, de unde știi? Ai trăit 5.000 de ani ca să știi că n-a mai fost? Că istoria, da, istoria este trunchiată. Și cum se zice, este scrisă și de învingători. N-ai cum să faci comparații, că de-a lungul istoriei ce? Ai trăit toată istoria? Sau ai citit toată istoria? Este ciudat. Cum luăm aceste bucățele și încercăm să facem din ele un univers al atotștiutorilor. Însă credința este despre lucruri pe care nu le știi, nu le-ai văzut. Despre asta se vorbește și în Epistola către Evrei. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, le crezi, și o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Păi n-ai cum să descrii cerul dacă nu l-ai văzut. Și toți oamenii credinței au crezut înainte să vadă ceva. Au crezut în ceva ce nu pricepeau și nu cunoșteau, pentru că Dumnezeu le-a promis. Și
siguranța aceasta pe care noi o clădim așa în anumite imagini este uneori ridicolă, dacă nu se întâmplă așa. Mi-aduc aminte, veneam de la evanghelizări și eu nu judec pe nimeni, și eu am predicat așa. Se punea accentul atât de tare că Domnul Hristos vine în noaptea asta, încât mergeam așa cu frică acasă și ziceam, gata, care sunt lucrurile pe care trebuie să le elimin din viața mea? Asta, 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 și făceam așa o listă. Ce nu mai trebuie să mai mănânc, ce nu mai trebuie să mai fac, și mă ținea așa cam o săptămână. După care îmi dădeam seama că nu pot să funcționez, pentru că noi suntem făcuți să funcționăm doar pe polul ăsta negativ, și ziceam, bă, dar parcă nu e chiar așa. Și mai venea o altă evanghelizare și iară se încărca așa ca la electroșocuri, știți, când se face resuscitarea, și iar începeai să faci liste și că vine Domnul, mai dădeai niște bani în plus, că de așa era, să te prindă Domnul pregătit să investești în împărăția Lui. Nu zic că e bine sau rău, dar ca mecanism mi se pare foarte ciudat. Și mai trecea timpul și iară te dezumflai. Și îți dădeai seama că... Și erai foarte descurajat. Pentru că ai făcut niște eforturi și uite că nu s-a împlinit încă. Da, bineînțeles, îți căutai alte argumente, îți căutai alte justificări, căutai să găsești tot felul de propoziții care să te încurajeze și să te înalțe. Lasă că totuși mai rău ca acum n-a fost, mai nelegiuiți ca acum n-au fost oamenii. Și dacă totuși Dumnezeu vrea să mai prelungească istoria aceasta 50, 100, 1000 de ani, de unde știi? Și nu vreau să cădem în necredință, nu despre asta este vorba, ci despre faptul că noi ne punem încrederea în niște lucruri confecționate de noi. Că zice Hristos, nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat în grija Lui. Grija voastră este să fiți martorii mei în lumea aceasta, să fiți credincioși, și problema când vin eu sau când încheie istoria este strict a mea. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Cum face lucrul ăsta? Și când? Asta este strict problema Lui. Cum face lucrul acesta? Cum răsplătește și când? Este strict problema Lui. Despre majoritatea de ei se spune că n-au primit ce le era făgăduit. Păi și atunci ce rost are să mai crezi, nu? Observați că această credință nu mai are de-a face cu ceea ce credem noi? Dacă nu se lipește de ceva ce am confecționat în mintea noastră, din care am făcut un adevărat Dumnezeu, tot începe să se clatine. Însă siguranța noastră este legată exact de Dumnezeu. Ce contează când Dumnezeu va face dreptate? Este problema Lui. Dar eu mă încred în El și El este siguranța mea. Ce contează când îmi va da răsplătirea? Mi-a spus că mi-o va da. Nu știu cum. Este problema Lui. Și din momentul acela, chiar dacă pare că plutesc în gol, eu sunt în cea mai mare siguranță, pentru că sunt în credință față de Dumnezeu. Nu știu cum va face lucrurile astea. Habar n-am. Nu știu cum va încheia istoria sau în ce manieră va aduce împărăția Lui și cum va fi acolo. Nu știu, dar știu că El va face lucrul ăsta. Și chiar exista și polemica asta între creaționiști și evoluționiști, dar vreau să spun că e cea mai mare prostie. Pentru că Biblia spune că prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că orice argumentare, așa zis, științifică, nu și are rost. Bineînțeles că și ceilalți au nevoie tot de credință, să creadă că au evoluat din broaște, din cicloston, din urocordate și toate nevertebratele. Da? Trebuie mare credință să crezi prostiile alea, mult mai mare.
Dar asta e altă discuție. Dar aici cuvântul spune că noi prin credință pricepem lucrurile astea. Dumnezeu a zis, băi, am făcut lumea. Și ai de ales între a crede cuvântul lui Dumnezeu sau să zici, bă, stai, că trebuie să caut eu argumente, să dovedesc. Nu trebuie să dovedești nimic. Pentru că cine nu vrea să priceapă pe baza cuvântului, nu va pricepe așa cum trebuie, nici dacă îi vei aduce argumente. El va fi convertit de argumente, dar nu va fi convertit să creadă. Înțelegeți? El va crede argumentele, dar nu va crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Așa că discuția nu se duce câte argumente îi aduc eu. Dacă nu vrei să crezi, e problema ta. Oricum, nici tu, nici eu n-am fost acolo când Dumnezeu a creat lumea. Așa că discuția asta nu și are rost. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, este adevărat, suntem subiectivi, însă credința în Dumnezeu este ceva care nu trebuie să fie subiectiv. Pentru că eu cred în El. Cum înțeleg eu anumite aspecte legate de viața de credință este cu totul altceva. Dar faptul că eu mă încred în Dumnezeu, aici nu mai încape nicio interpretare. Ăsta este tărâmul solid pe care stau. Eu cred în Dumnezeu, dacă cred. Și credința se naște în suflet cu ajutorul Duhului Sfânt. Dacă vorbim de credință și obiectul credinței în Evanghelia după Matei, la capitolul 7, sunt prezentați niște oameni care, de asemenea, au dus în zona materialismului ideologic, științific, cum vreți, faptic, credința. Și ei au înțeles că, de fapt, credința înseamnă să bifeze anumite lucruri. Și este adevărat că prin credință faci sau nu faci anumite lucruri. Dar accentul nu cade pe ceea ce faci, ci pe legătura ta pe care o ai cu Dumnezeu. Oamenii aceștia au fapte lăudabile și chiar spune aici Domnul Hristos în finalul predicii de pe munte, cea mai interesantă predică și mai bună pe care a ținut-o cineva vreodată și este scrisă aici. Bineînțeles, cred că este un rezumat pentru că e posibil să fi fost mai lungă, însă în finalul predicii Domnul Hristos spune așa: nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Și fiți atenți că atât cei nemântuiți, cât și cei mântuiți au făcut ceva, se laudă cu ce... Unii se laudă, ceilalți nu, dar le-au făcut și unii și alții. Cei nemântuiți zic, Doamne, dar n-am făcut noi minuni? Le-am făcut. N-am predicat noi în numele Tău, n-am scos draci în numele Tău. Și Hristos nu zice dacă au făcut sau nu, ci spune, le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Voi n-ați înțeles despre ce este credința. Credința nu este despre a face anumite lucruri, ci în primul rând de a mă cunoaște pe mine. Mă cunoști pe mine ca Dumnezeu? Eu nu te cunosc. Ceilalți au făcut și ei, Matei 25, nu? În fața judecății lui Dumnezeu. Și doi el a zis, Doamne, dar când am făcut noi toate astea? Păi ori de câte ori. Am fost în temniță, ați venit pe la mine, mi-a fost sete, mi-a dat să beau, am fost gol, m-ați îmbrăcat. Uite că le-ați făcut. Și unii și alții au făcut. Însă motivația a fost cu totul și cu totul diferită. Credința are de-a face în primul rând cu Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu nu ne atinge inima, sunt fapte bune. E mai bine să faci fapte bune decât să nu le faci. Chiar dacă le faci cu o motivație greșită, că măcar cineva se bucură de ceea ce faci. Dacă omul n-are casă,
puțin îl interesează că tu îi dai banii ăia, că vrei să te mândrești sau că vrei să apară televiziunea acolo sau nu-l interesează, bă, mi-a făcut casă, am unde sta, am căldură, am ce mânca, Domnul să-l binecuvânteze. Omul ăla e bucuros că faci tu o faptă din egoism sau că o faci din altruism, e fix problema ta. Dar el se bucură de asta, așa că e bine să faci fapte bune, chiar dacă ai o motivație greșită. Nu contează, pentru că cineva beneficiază de lucrul acesta. Însă, dacă vorbim despre ceea ce judecă și crede Dumnezeu, asta este altă discuție. Pentru că în momentul în care tu ai credința aceasta în Dumnezeu, nu faci lucrurile acestea ca să bifezi. Ci le faci pentru că așa simți, așa spune Dumnezeu, pentru că iubești. În primul rând spune Domnul Hristos, trebuie să mă cunoști. Trebuie să mă cunoști. Dacă nu mă cunoști, orice ai face, poți să faci minuni. Poți să scoți draci, poți să predici impecabil, nu contează. În ziua aceea vă zice, nu te cunosc. Nu te cunosc. Poți să vii cu cele mai bune recomandări, că mai veneau câte unii, da, când făcea repetiții la orchestră și avea loc gargara aia sonoră înainte de a începe sinfonia sau piesa. Fiecare cânta în lumea lui, game, arpegii, tot ce venea la gură, să sufle sau la coardă, da, și cântau toți, era un vacarm și toți dădeau lau și nu că la mine e bun, ăsta e mai sus, ăsta e mai jos. Și venea oboiul și dădea lau și toți trebuiau să cânte după oboi, să se acordeze după oboi. Nu mai conta că ai tu dreptate sau nu. Ăla era etalonul. Și aici este ideea, că noi putem să credem multe lucruri bune sau interesante, dar când Dumnezeu îți dă un etalon și spune asta e bine, asta e rău, nu mai e ce să discuți. De aceea, spune Domnul Hristos, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Observați, ideea este să faci, dar temelia sau motivația acestor fapte să fie Hristos. Dacă nu este Hristos, ești un filantrop, respectabil, poți să stai la frac, la joben, la papion, la... e ok, arăți bine, este în regulă. Dar toate astea sunt clădite pe nisip. Și când vine furtuna, când vine ceva care tulbură viața ta, toate se vor nărui. Zice, a dat ploaia, au venit șuvoaile, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Fiecare dintre noi avem dreptul să credem ce vrem. Suntem subiective, avem gândire diferită, este normal. Însă, în subiectivismul acesta al nostru, trebuie să ne gândim dacă noi credem bazați fiind pe Dumnezeu sau pe ceea ce ne-au spus alții sau pe ceea ce ne imaginăm noi. Și să avem tot timpul dispoziția să ne lăsăm corectați de Dumnezeu. În final, îmi vine în minte o întâmplare foarte interesantă din viața marelui compozitor Joseph Haydn. Omul ăsta, ca mulți alții, de fapt, a avut o viață foarte grea și a muncit foarte mult. A stat 30 de ani, aproape 30 de ani, 29 de ani la curtea prințului de Esterházy. Ăsta era cel mai bogat om din Ungaria. Avea un palat care a costat milioane de fiorini și era foarte, foarte înstărit. Și pe o zonă mlăștinoasă și-a construit palatul acesta, domeniul Esterházy, și acolo și-a adus cântăreții cei mai buni, compozitori, dirijori, și în fiecare zi aproape erau spectacole și erau tot felul de reprezentații artistice. Și bineînțeles, cum e în lumea artistică, erau tot felul de animozități și odată s-au bătut un flautist cu un violoncelist, ăsta i-a spart ochiul și
Contele începea să-i concedieze. Altul s-a dus să tragă cu pușca de vânătoare după niște păsări și a dat foc la un atac, l-a concediat și pe ăsta. Și văzând animozitățile astea care se întâmplă acolo la curte, Haydn a fost inspirat să scrie o simfonie numită Despărțirea. Și dacă ascultați simfonia asta în partea a patra, compus-o foarte interesant, la un moment dat încep să iasă instrumentiștii unul câte unul, până rămâne unul singur care stinge lumina și totul se termină. Imaginea aceasta mi-a venit în minte și am zis, mă, oare nu fi cam așa și cu credința noastră? Pe care noi ne imaginăm că este foarte bună, că dar în cele din urmă, din vari motive, mai pleacă unul, mai pleacă unul, mai pleacă unul și rămâne scena goală. Dar toți aveau dreptate, în felul lui. Sau toți erau vinovați, în felul lor. Cert este că, în final, n-a mai rămas nimeni. Și acum revin la întrebarea retorică a Mântuitorului. Când va veni Fiul omului, va găsi el credință din asta pe pământ, nu credințe, a părerii de ei, nu, credință din asta. Nu știu. Altfel n-ar fi pus întrebarea și fără a acuza pe nimeni, mă gândesc serios la mine, cât din credința mea contează în fața lui Dumnezeu? Cât din ceea ce fac eu este atât de important încât să zică Dumnezeu, da, e ok. Sau poate zică, nu, totul nu e ok. Nu e în regulă nimic. Vă rog, gândiți-vă și luați așa, pe rând, acasă, ideile pe care le aveți, convingerile pe care le aveți și nu vă încurajez acum să deveniți sceptici, dar gândiți-vă serios așa, cu Dumnezeu, nu în comparație cu alții, oh, că ăla are, n-are dreptate, că ne mai certăm noi la școala de sabat să ne reconfirmăm ideile sau să arătăm că noi avem dreptate. E o miză foarte mică asta. Dar gândiți-vă așa și întrebați-vă, cât din ceea ce facem noi în viața noastră contează pentru Dumnezeu? E un exercițiu foarte bun, care ne ajută să nu mai fim atât de siguri pe noi înșine. Ne ajută să ne punem întrebări și cred că ne aduce mai aproape de Dumnezeu. Dacă ai toate răspunsurile, înseamnă că e ceva problemă. Spunea cineva, nu mai rețin exact, era un personaj foarte interesant, Andrei Gheorghe, cred că îl chema la radio, sau ceva de genul. Zicea că proștii au întotdeauna răspunsuri, deștepții au întotdeauna întrebări. Mergeam imediat, nu apucam să zic, gata, ăștia aveau răspunsurile toate, citatul cu tare, textul cu tare, pac, 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 imediat te cârpeau, așa, până în tavan, cu texte, cu argumente, știau tot. Orice întrebare îi puneai, dar el avea răspuns, cel puțin trei variante. Nu știu dacă Dumnezeu vrea să fim niște tonomate din astea de răspunsuri, da, sau care le știu pe toate. Oamenii ăștia din ziua judecății mântuiți zic, Doamne, dar când am făcut noi toate astea? Că nu sunt așa de siguri pe ei. Ăștia luați, Doamne, dar am făcut, am dres, am... Și Dumnezeu zice, îmi pare rău, dar nu vă cunosc. Să știți că a ajuns să-mi placă nesiguranța aceasta în care mă plasează Dumnezeu, care ne ajută să nu mai fim atât de laodiceeni. Știți că laodiceanul, sunt bogat, m-am îmbogățit, am toate explicațiile, tot adevărul, eu le știu pe toate, nu duc lipsă de nimic, zice Hristos, vezi, dă treaba ta, ești vai de steaua ta. Nici nu-ți dai seama cât de nenorocit și caragios arăți, măcar de ți-ai dat seama, că ai începe să crești. Și uite, te sfătuiesc să vii la mine, să cumperi aur curățit prin foc, să faci anumite lucruri, ca să nu mai fii ridicol. Și ca să mă cunoști. Și încheie, uite, eu stau la ușă și bat, pentru că mântuirea n-are de-a face cu ceea ce faci tu și zici tu, ce are de-a face cu relația. Vreau să mănânc, mă, la tine în casă. Vreau să stau cu tine. Vreau să stăm de vorbă, zice Hristos. Dacă aude cineva,
Voi intra, voi cina și după aceea lucrurile vor fi așa cum trebuie. Dumnezeu să ne ajute ca în marea aceasta de credințe, dragii mei, să nu mai fim atât de siguri pe noi, ci mai mult siguri pe El. Amin.